ce soare e în mall-ul ăsta, la Blue Samara, Jean aici de până la cap, a pus palmierul ăsta aici și direct intră, ditai soarele pe aici prin mijloc, dar să fiu sincer, e mișto. Trăiești în junglă ca mine și n-ai bani de jocuri? Eneba este aici, ai primul link în descriere. Prea am fost de prea multe ori pe aici și din ce am văzut are și un etaj, nu știu dacă e ceva la etaj, dacă sunt ceva construcții pe aici pe la etaj, dar... De fapt, bă, da, uite că e ceva pe aici de piele, de nu știu ce, armuri, chestii. Interesant, interesant, sincer să fiu cu voi. Chiar interesant, bine, probabil are și niște scări pe undeva, dar nu stau să le caut că nu vrem să facem asta acum. Bine, v-am găsit la un nou episod de Brass la Aiducilor. Chestii noi la spawn, e bine? Da, lămpi și drum. Ce, credeați că nu o să avem lămpi și drum sezonul ăsta? Ei bine, avem și lămpile le-am făcut chiar eu. Și sunt foarte mândru că am făcut lămpile. Sunt niște lămpi foarte simple, dar în același timp care să fie acolo cât de cât. Aici am uitat să pun un... Hai să aducem un grindstone și o lanternă, ok? Că am uitat să pun acolo aparent un grindstone și o lanternă. Și o să trebuiască să facem o chestiuță. Și anume să... uite unde e lampa aici și un grindstone aici. Perfect, bun, 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 bun. O să trebuiască să facem noi o chestiuță și să luăm niște lemn. O să vă explic imediat care e schema. Așa că am vrea eu să luăm niște lemn roșu. De ce mi-ar trebui mie niște lemn roșu? Păi bine, am nevoie de câteva bucăți de lemn roșu. Chiar nu trebuie mult lemn roșu. Lemn roșu. De unde să iau eu lemn roșu acum? De unde aș putea eu să cumpăr lemn roșu? Că nu mai ai... Ionuț, dacă vezi asta, dă și tu o bucată de lemn roșu să mă lăsăm. Mai e chiar așa și din mâna ca. Bun, deci treaba asta în felul următor. Avem o micuță problemă care s-a întâmplat pe live. N-am vrut să se întâmple, dar s-a întâmplat cumva. Aici, în partea asta la dragon, a explodat un pic un creeper în partea asta și din păcate am cam distrus 3 blocuri din shop. Bine, dacă stați să vă gândiți, sunt chiar 3 blocuri, gen. Chiar nu e extrem de mult și de tragic. Treaba e că nu vreau să o las așa, gen, și să-i las shop-ul stricat omului. Că n-am de ce, adică... Da, n-a fost cu intenția mea sau ceva, efectiv a venit creeper-ul, a sărit în cap și a bubuit. Și a distrus un pic și din drum, dar drumul am avut cu ce să repar. Și lemn de ăsta n-am avut de unde să iau, așa că o să trească cumva să... Nu știu, cred că o să mă duc pe acasă să văd dacă mai am 3 bucăți de lemn de ăsta și să le aduc aici, să le pun fain frumos. Și să fie tot ok, că chiar nu vreau să-i las jupă, așa că n-am de ce să-l las așa în puii mei. Și totodată va trebui să reparăm și noi aici. Pentru că arată destul de urât în momentul de față, cum e aici, arată un picuț urât. Dar o să reparăm, cred că chiar acum, dar înainte să reparăm noi acolo, vreau să verificăm, să vedem dacă am mai vândut ceva lemn și totodată am mai adus eu ceva lemn. Cheota, deci trebuie să punem niște ce nu, diamante aici frumos, 15 diamante, bam, bam, încă 2 aici, 17 diamante, hau. Bun, și practic o să trească să punem niște sprus în primul rând. Bun, sprusul e pus. Hai să punem și oak-ul, că avem și niște oak de pus. Oak pe care l-am luat eu și l-am adus aici. Perfect, bun. Hai să iau de aici să mai facem numai un shulker. Ăsta e cu iron, astea sunt diamante. Bun, astea înseamnă că merg acolo sus și aici mi-ar mai trebui 2 de jungle, 9 de ăsta, jmecherie de asta aici, și 5 de acacia. Bun, deci hai să luăm ăsta. Fain, frumos, așa, bam, bam. Mergem aici sus, o să facem asta. Vedem dacă avem, și avem 9 stack-uri de ăsta și 5 de acacia, ceea ce este absolut perfect. Dar înainte de asta, cred că pot să și gole. Cred că puteam să iau lemn după ce goleam, da? Aia, lasă, așa, nu mai contează. Mi-era că uit și trebuie să mai fac un drum după aia. Bun, hai totuși să duc ăsta ca să nu mai încurci acolo. Așa, am uitat să iau jungle-ul cu mine. Fuck, man. Bun, deci o să trească să iau și 2 de jungle aici. Și la bărci cred că suntem ok. Bărci e ok. Bun, deci mai trebuie 2 de jungle. Which is ok, că cred că sunt ele pe undeva. Hai că sunt aici nebun la cap. Deci jungle-ul o să trească să mai fac pe acasă, să mai am, că nu mai am jungle. Chiar nu mai am jungle aici la shop. Ok. Ok, that's good to know, că nu știam că nu mai am. Dar măcar acum știu. Ceea ce e bine, măcar știu că nu mai am și o să știu că trebuie să aduc, logic. Oricum, ideea e că am mai stat eu off-camera și am lăsat Minecraft-ul deschis o noapte la spawner și o să mergem și la bază să vedeți update-urile pe care le-am mai făcut, pentru că sunt niște update-uri pe care le-am făcut și la bază și o să vreau să vi le arăt și pe acelea, evident. Și pot să vă spun că ușor, ușor, bine, astăzi o să lucrăm tot la bază, dar ușor, ușor începe să prindă foarte mare contur și baza noastră. Chiar asta pot să vă spun. Și acum o să-mi las eu șulcările aici, fain frumos. Chiar toate șulcările astea, bam, așa. Diamantele le punem acolo.
Ăsta se duce acolo. De aici am trebuit mie niște rachete și văd că iar nu mai am rachete, deci o să trească cumva iar să fac rost de niște rachete. Ceea ce nu e așa tragic și nu e nici așa rău, că am de unde să fac rost măcar. Închidem ușa asta și până una alta, că toți suntem pe aici prin zona asta de spawn și așa, o să trească să ne întâlnim și cu nenea Blue, așa că o să las eu chestiile astea, o să mi-aduc și niște dirt să am aici până vine Blue, iar după aceea o să ne ocupăm un pic în partea asta, că na, până vine el și așa și cât discutăm cu el, adică na, o să vă las să vedeți ce am discutat cu nenea Șminică. Și după aceea o să ne ocupăm acolo la shop-ul nostru să reparăm un pic. Și după aia o să vă arăt ce am făcut la bază. Da, sigur era un shop aici, adică... Eu nebun? Era mă bun. Salut? Ce faci? Așa salut eu, să știi, cu săgeți, cu focuri, cu arcuri, cu... Da, Kliber. Te-am chemat, dar mă uitam pe aici și... Da, Daci Liber, așa să nu-mi să-i... Da, o întrebare. Așa, te ascult. Toate. Nu era aici un shop? Era un shop, nu sunt nebun, era, adică, și drum și tot. Mă, fii atent, aici a fost, dar stai, înainte de asta trebuie să te întreb că sunt businessman. Ai nevoie de piele? Că aici a fost un shop de piele. Nu, n-am nevoie, e ok, am tot ce trebuie, mulțumesc de ofertă. Ce păcat. Dar era, nu? Adică știu că am cumpărat piele de aici. Da, aici a fost shop-ul meu. Da. Pe care l-am mutat. Dacă vrei o să te duc să vezi de unde ai putea să-ți cumperi piele în viitor. Dar după ce îți spun aici. Aici a fost shop-ul meu de piele și l-am vândut lui Puf. Acum, na, eu i-am dat lui Puf, s-a făcut un lingoț acolo, Pufule, frumos. Da, eu cred că o să apară. Nu cred. Am încercat. Da, aici a fost un shop, dar nu. Acum deci nu-s chiar atât de nebun. Mulțumesc frumos că m-ai ajutat. Un lucru, dacă tot ești aici, așa, înainte de afaceri și chestii, vreau să te felicit pentru că ai câștigat la concursul de drumețuri. Mulțumesc, mă simt bine. Da, mă simt, și m-am și apucat în cinstea ta, în cinstea câștigului tău. Am muncitorit pe aici, am trasat toate drumurile. Am văd că te-ai distrat, ai săpat pe aici, ai șantier direct, ai băgat. Da, cum, și hai în partea asta să vezi o chestie. Yeah. Da, direct aici. Am lăsat așa. Și șulcăre. Bam, stone, andesit, concrete, powder, crimson, tot ce vrei și ce nu vrei. Bine, un lucru. Perfect, așa zi. Aduci tu lână gri deschis și sprus și dark oak, nu? Lână gri, adică... și sprus și dark oak, da. Și ce mai Silent trebuie? Cable? Mai trebuie și cable? Nu mai știu, tu știi ce ai pus pe acolo. Nici eu nu mai știu, dar o să mă uit. Ok, dacă mai trebuie ceva, discutăm. Da. Păi cam asta ar fi, sprus și dark oak. Și par mai fi, da, lună gri. Se rezolvă, nu e nicio problemă, adică. Bun, și ia uite aici marfă, calitatea întâi, exact cum mi-ai cerut. 5 șulcăre pline de quartz. Nu vreau să zic că am făcut 3 levele și ceva cât timp am stat să fac trade-uri cu sătenii. Și tu ce level aveai? 1337 și am făcut 1340. E bine, te-ai distrat. Bun, prețul ar fi cât mă costă. 24x5, 120, un stack și 5-6. Un stack și 5-6 ar trebui să fie. Un stack 56? Exact. Mamă, țin nimica toată, poftim. Un stack 56. De fapt, lasă așa că ai fost și băiat de treabă, mi-ai dat și repede. Mulțumesc să fie primit. Da, nu e prima dată. Bun. Așa. Dacă vrei. Poți să păstrezi șulcărele, e ok. Dacă, păi da, nu ți le mai dădeam una pe logic. Deci... Acum, na, ce, fii atent, facem afacere. Eu iau aici la tine un loc și tu iei la mine un loc, ce zici? Păi eu zic că e afacere bună, facem schimb de locuri. Dar stai așa, nu mai bine îți dau eu tot etajul de sus și tu îmi dai la tine tot și aia e? Facem un schimb din ăsta afară. Dacă vrei și așa, eu nu mă supăr, adică... Să facem schimb, ca să nu mai dau bani, știi? Că oricum o să fie făcut numai ca să mai pun pe acolo probabil gold sau chestii. Bine, că și eu am acolo gen un shop, o parte din shop ăla e a mea, că acolo e etajul meu. Da, dar uite, nu, n-ar fi mai șmecher să... Da, mai observ chestii. Ce-ai făcut? Da, nu, las. Mai observ chestii, nu am pus pe astea cum trebuie și acum... Și acum îmi dau seama. Lasă că ai lemn la shop-ul meu, e lemn ieftin. Da, păi mai am și pe aici, cred că. Pac, n-am mers nici negoțul ăsta, n-am mers. Da, dar oricum, ideea ar fi în felul următor, știi că e mai șmecher să ai spațiu aici, că ești fix lângă portal, nu merge lumea până în celălalt capăt, e direct aici.
aici aprob, dar acolo să fie zonă mai luxoasă decât aici. Păi da, de aia iau eu acolo, știi, că eu îmi permit lux și tu o să fii mai aproape și să faci multe vânzări, eu zic că e pont, nu? Da, și băi, eu ți-am zis, mie chiar îmi convine, adică eu nu mă supăr. Că... Ok, cred că l-am terminat și pe asta. Da, păi atunci o să batem noi palma cu un contract, ceva mai... Da, da, asta în viitor, asta în viitor, să mai găt eu pe acolo, că mai e de lucru. Da, da, păi mai nunți, nu? Îmi dai un e-mail în căsuța poștală. Da, cum? Găsim noi. Acum, îți trimit un fax. O, perfect, dacă îmi trimiți un fax, mamă, ești... Nu îmi trimiți o scrisoare din aia, știi, cu stemă, cu chestie. Cu timbru? Nu cu timbru, cu sigiliu din ăla antic, știi, bam. Medieval. Dacă o-i găsi, da, ți-o-i trimit. Okay, perfect. Ok, da. Bun, da, hai să batem palma. Dani, îți vezi o zi în continuare că eu trebuie să rezolv chestiile astea pe aici. Hai să bate și tu palma cu mine. Da, succes, o seară în continuare. Baft. Da, din păcate, să fiu sincer cu voi, nu am gres, deloc. Chiar deloc, n-am gres. Nu știu cum n-am gres, asta e problema. Bine, ideea e că oricum o să se transforme în gres acest dirt, dar în principiu, momentan, chiar nu am gres. Așa că, mă rog, gres blocuri. Așa că o să pun dirt. Și ce dacă pun dirt? Nu are nimic, până la urmă tot pământ e. Ideea e să îl fac cât de cât în rândul lumii, că el arăta bine aici, dar acum dacă s-au schimbat drumurile și așa, nu mai arată foarte bine drumul ăsta și atunci cumva trebuie să fim și noi în rândul lumii și să punem aici să fie totul frumos și ordonat, ca să zic așa, și dacă o să mai dau mult cu lopata asta cu click dreapta o să fac peste tot numai pet grass și nu vrem treaba asta, dar cumva tot o să se întâmple și tot o să mai dau. Însă da, e bine că avem și lemnul ăsta, măcar mi-am spart și sweet berry-ul, dar n-are nimic, că cred că o să le scot și pe asta totuși, că din ce am înțeles o să mai vină niște chestii, niște coral, niște un alta și o să arate interesant un picuț acolo cât de cât. În curs dirt-ul acolo îl lăsăm bun și hai să mai punem aici în partea asta frumos și numai bine gătăm și treaba asta. Și vreau să vă întreb o chestie, oameni buni. Ce sugestii aveți voi să mai facem pe la bază? Pentru că acolo mă interesează în special cam ce ați vrea voi să mai facem. Adică eu știu ce trebuie să mai fac ca să o termin, după care nu știu, poate mai fac ceva din ideile pe care le aveți voi. Așa că dacă aveți ceva idei și vreți să mi le lăsați, puteți să-mi lăsați la acest videoclip în secțiunea de comentarii. Puteți să-mi lăsați ce idei ați avea voi și am putea noi să mai facem la baza noastră. Acum o să mergem la bază și o să vă arăt ce am făcut, pentru că v-am spus că am progresat și acolo și am mai făcut câte ceva și o să mergem să vă prezint ce și totodată să mai lucrăm un pic acolo, că mai avem un picuț de lucru. De cum ajungem aici în Nether, cred că vă puteți da seama de ce s-a întâmplat, ce anume faptul că nu mai avem portal folosibil. Adică portalul ăsta nu se mai folosește, ok? Portalul ăsta nu mai e bun de folosit, așa că am făcut alt portal pentru că, da, am schimbat portalul și, bă, nu mai suport magmaurile astea, mă jur. Deci chiar nu le mai suport efectiv, frate, nu le mai suport, gen. Aici, o bucată de ancient debris, las-o acolo. Aici avem piglinul nostru minunat cu care n-am mai făcut noi niciun trade de la cu gold, așa că momentan nu cred că nu mai avem nevoie să facem, însă dacă mergem în partea asta, putem să scoatem semnul ăsta pe care scrie aici, mergi la regele leu, Dani, tu nu că dai spoiler pe live, pentru că am făcut un live duminică și chiar vă aștept duminică pe live dacă vreți să veniți, așa că aici o să punem același semn, așa că am pus semnul ăsta aici, locuiește marele lege al leilor. Și practic dacă mergem noi prin partea asta frumos așa, aici am zis că o să fac o chestiuță, dar din păcate n-am lemn la minus. Trebuie să pun două fence gate-uri ca să nu mai vină piglini în puii mei în overworld până când o să facem noi nether hub-ul. Că am și o idee de nether hub, dar momentan n-am făcut-o. Și fuck, ar că am trebuit să dormim, ok? Hai să ne culcăm repede. Bun, îmi iau patul cu mine și din păcate că sunt mobi acolo în partea aia, o să vedeți niște focuri care o să ardă, dar după ce se duc n-o să mai fie și practic asta am făcut. Am ridicat chestia asta din centru unde o să fie portalul și unde chiar este portalul și practic aici, pe aici o să intre toți haiducii când o să vină la baza mea. Și cred că e destul de interesantă, zic eu, adică mie unul mi se pare destul de faină treaba asta și chiar mă bucur că am reușit să o facem și astăzi o să vreau să o detaliem cât putem noi de mult, să o facem detaliată, pentru că v-am zis că o să am un mega base, dar foarte, foarte detaliat, care o să fie aproape, bine, nu o să fie chiar cel mai șmecher, că dacă stăm să o luăm așa, toate mega base-urile sunt șmecheri și făcute awesome și așa mai departe, pentru că fiecare are câte ceva unic în el. De exemplu, și alu Bloom, unul îmi place foarte, foarte mult, dar cred că al meu va fi cel mai detaliat. Și aici am lăsat eu un chest pentru Nismo, când are el nevoie să vină să ia
Dark Oak Sapling și Jungle Sapling, că zicea el că are nevoie de câteva bucăți, așa că i-am lăsat aici în fața portalului și zicea el că o să vină să le ia. Așa că când vrea poate să dea o tură pe aici. Și de ce am făcut chestia asta aici ca să urci pe să urci la portal? Pentru că bine, în teorie vedeți că teoretic n-ar fi trebuit să fie, dar am făcut-o ca să nu se vadă practic chestia asta de acolo. Adică dacă te uiți așa nu știi cum e portalul ăsta și de unde vine. Treaba e că el vine ceva de genul ăsta și na, practic să nu știi, să nu-ți dai seama cam pe unde vine, am făcut treaba asta. Evident că dacă te uiți pe acolo și așa o să vezi că nu am stat să umplu chiar toate chestiile astea și mai ieși dirt cum am construit și așa mai departe. Chestii pe care poate aș putea să le acopăr și aș putea chiar foarte ușor să le acopăr dacă e să o luăm așa, dar n-am mai stat să mă ocup și de partea asta. Dar în schimb pe din afară eu zic că arată destul de interesant și astăzi practic cum am zis o să ne ocupăm de detaliat clădirea asta pentru că vreau să o detaliez, să o facă decât cum îmi place mie, cam cum o să fie toată baza, cam așa vreau să fie și clădirea asta. Și pe aici am pus niște carpeturi să nu se spawneze mobi, că astea oricum nu cred că se văd. Dar cred că o să le scot la o, adică oricum mi-a venit o idee ce să pun pe aici ca să nu avem treabă cu mobi. Și cred că o să fie destul de interesant. Dar zic să nu mai stăm așa de mult la troci și cred că putem să-i dăm drumul la un timelapse minunat, să ne ocupăm pe aici de toate treburile astea și cred că un timelapse este foarte, foarte binevenit. Așa că, Torel, bagă timelapse! So, here we are, boys. Am terminat, bine, clădirea nu, dar partea asta am terminat-o, da? Adică putem spune că asta chiar este terminată. Vreți să vă spun cel mai mare minus pe care l-are chestia asta aici? Faptul că apa asta efectiv spawnează pești și că mor pești și cam pești gratuit și nu e cea mai bună chestie. Sincer, chiar nu e cea mai bună chestie. Da, în principiu e detaliată partea de jos, aproape 100%, aproape. Mai sunt mici detalii la care eu mă mai gândesc dacă se le adaug sau nu, însă este aproape 100% detaliată și mă bucur super, super mult că am reușit într-un final să fac asta. Mai am de detaliat un pic pe aici pe la clădire, clădirea asta chiar mai merge un pic detaliată și aici încă văd că n-a venit nici să se ia chestiile alea, dar cred că o să-i dau eu un mesaj eventual să vină să le ia. Clădirea așa pe din afară nu-mi pare cine știe ce, a trebuit să pun acolo niște frunze. Chit că am vrut, chit că n-am vrut, pentru că trebuie să am niște lumină ca să nu se spawneze așa de mulți mob. Și acolo vedeți că sunt și niște carpeturi ca să nu mai umplu de lumină. Am pus și niște carpeturi pentru că nu se văd gen. Adică dacă te uiți foarte atent, da, o să dai seama că sunt niște carpeturi. Sau dacă dai zoom la fel o să dai seama, dar așa în principiu nu o să dai seama că sunt niște carpeturi acolo. Și mai am de detaliat frunzele astea un pic. Mai merg niște detalii cum am pus aici cu Dark Oak. Adică, na, clădirea în sine mai merge un pic detaliată, dar în principiu suntem relativ ok. Și acolo am omis eu să pun un bloc, cumva, oarecum, nu știu cum s-a întâmplat asta, dar aparent am omis eu să pun un bloc pe care evident îl putem pune și acum, că nu cred că se supără nimeni dacă îl punem noi acum rapid. Bam, venim aici, hau și gata. Și cred că suntem ok. Așa vine, mă? Nu știu dacă vine așa. Sau era bine? Nu trebuia blocul ăsta aici? Nu știu. Chiar nu știu acum. Nu știu cum e în partea asta la alta, dar poate greșesc eu și nu trebuie, gen. Sau ba da trebuie, sau nu trebuie, sau ba da trebuie. Ba da trebuie. Mă rog, în fine, lăsați că se repară off camera, nu e niciun fel de problemă. Fapt, trebuia două blocuri. De fapt, hai să reparăm acum. Bă, când de indecis sunt, bă, să moară, gen. Bun, tată. Bun, e perfect, gata. Am reparat chat. Suntem bine, chat. Da, deci
Sunt super mândru că am făcut asta. Avem și noi în sfârșit pe sezonul ăsta portal. După 6 luni de zile avem portal unde trebuie. Și de acum practic ce mai avem de făcut? Mai avem foarte multe de făcut. Cel puțin la baza asta trebuie să terminăm acolo insula aia, trebuie să facem pe aici. Dar vorbind strict de cercul ăsta, mă rog, de baza asta de sus în sine, mai avem de făcut așa chest room, care va veni într-una din părți. Nu știu, cred că în partea undeva, cred, sau poate vor fi două chest room-uri, mă mai gândesc. După care va trebui pe dedesubt să facem design la tot glass-ul ăsta, să vină acolo frumos. Pe margini, pe aici, va trebui făcut design. Din nou, o chestie destul de importantă și va fi greu să o fac, pentru că e înălțime și fiind înălțime, o să trească să mă urc, să pun blocuri, să... Cred că o să fie o platformă foarte mare de dirt sub chestia asta, care o să fie luminată, evident, cât timp o să lucrez. Și după aia, la finalul sezonului, probabil o să scoatem acea platformă de dirt. Dar... până atunci o să trească să las așa și o să vedem noi. O să trească, eu să mă gândesc ce design o să fac la acest numai ăla, pentru că l-aș face în episodul viitor, să fiu sincer cu voi, să scăpăm de chestia aia și să-mi aduc toate itemele aici sus, dar o să trebuiască să văd cum o să fac eu acest drumul, pentru că n-am absolut nici cea mai mică idee cum o să arate. Dar sunt mândru pentru episodul ăsta că am reușit să detaliem partea asta și chiar arată destul de bine. În principiu mi-a ieșit cam ce am vrut eu să-mi iasă. Cam aia a ieșit și mă super bucur că am făcut asta. Evident, cu detaliile de rigoare care o să mai urmeze pe clădire, eu zic că o să arate chiar decent și chiar foarte bine. O să ducă foarte mult spre clădire organică, spre bază organică aici sus și o să încerc automat să fac și pe acolo pe jos tot bază organică, dar oricum va fi. Deci o să vă dați seama că oricum o să fie bază organică și o să fie mega mega mișto la final. Așa că de final de video am ajuns până la OCB, adică One Chunk Building. Și de ce am ajuns până la OCB? Pentru că trebuie eu să las aici, în partea asta, să-mi las și eu toate chestiile. Și văd că s-au mai făcut aici niște cabane. Asta e cabana lui Colpir. Ok, asta știu 100% că e cabana lui Colpir. Nu știu ce a făcut aici, să-mi bată mama. Ține o lână în mână și a pus niște, mă rog, niște porciop care... Da, care da. Care lăsăm să se prăjească mai bine. Ok, îmi place detaliul ăla cu tripwire hook-ul, chiar îmi place super mult. Căluțul ăsta pe care l-au aici, cabana lui Colpir, asta am vrut să văd. Asta am vrut să văd detalii. Bă, nu e chiar atât de detaliată la interior, sincer să fiu cu voi. Nu e cea mai detaliată cabană. Cea mai detaliată, chiar și mai detaliată decât a mea, e a lui Dark. Adică Dark s-a distrat mai mult ca mine la detalii. Și aici nu știu că e parcela 3, nu știu cine are parcela 3. Ideea e că e în construcție parcela 3. Nu știu a cui e chestia asta. Chiar nu știu a cui e cabana asta. Nu știu dacă dau spoiler sau ceva. Dar văd că e... Da, nu știu, cabana cu niște diamante. Dar da, cea mai detaliată, să fiu sincer cu voi, mi se pare a mea și a lui Dark. Cred că mi se par cele mai detaliate, gen. Chiar mi se par legit cele mai detaliate. Și am văzut că și Dark a mai făcut chestii pe aici prin interior și chiar arată mega mișto. Gen, arată super bine. Arată super bine și cățelul ăla cum stă acolo, o dată fac ce mișto. Mișto rău de tot. Mișto rău de tot, sincer. Și aici sus, gen, a pus niște chestii și prin poate down. Ideea e că a avut și mai mult spațiu ca mine să detalieze. Eu am fost și oarecum leneș că n-am vrut să, mă rog, leneș. Și n-am vrut să detaliez așa mult cabana jos, că oricum o umpleam destul de tare. Dar pot să zic că și la mine găsiți detalii. La mine sunt mai multe detalii pe afară, la Dark sunt mai multe pe înăuntru. Cam asta e ideea în mare parte. Așa, și ce trebuie noi să facem acum? E bine, e destul de simplu. N-am eu item frame-uri la mine, dar o să iau astea. Am scris aici parcela 5 Dani BH. Foarte, foarte frumos. Și o să mergem aici la parcela 5. O să-mi iau șulcările astea 3 care sunt ale mele și o să pun aici grătar și parcela 5. O să las, practic... Bine, văd că n-a mai făcut nimeni astea. Cred că toată lumea și-a pus... Și-a pus acele foițe undeva prin casă sau ceva. Eu eventual o să precizez că stăm butoi acolo, foițele alea. Nu știu Colpir pe unde le-a pus, că le-aș pune pe unde le-a pus el, dar nu știu pe unde le-a pus Colpir sau nu le-a pus deloc. Posibil să se fi întâmplat și chestia asta, să nu le fi pus. Opa, e ceva aici? Da, credeam că se duce și așa în jos. Era mișto de tot să se ducă așa în jos. Da, nu știu, văd că nici Colpir nu le-a pus. Mă rog, eu le-am lăsat acolo în cufăr, mă gândesc că e ok. Bă, dar nu-mi dați seama, bă, cine a făcut, bă, cabana asta, ești nebun, că... Mi se pare că, mă rog, n-arată rău, că gen, n-arată rău, dar, bă, e între copaci și nevăți între copacul în casă, bă, n-ai văzut așa ceva. Dar da, legit asta lui Dark arată bine, rău de tot arată bine, sincer,
îmi place. Ami place. Concurența Ami place. Dar măcar locul 2, dacă iau locul 3, locul 4, locul 5, locul 7, locul 9. Da, să luăm un loc. Ideea e să luăm și noi un loc. Să luăm și noi un loc și o să fiu mulțumit. Dacă luăm și noi un loc, o să fiu mega mulțumit. Oricum mie îmi place, bă, chat, îmi place. E micuță. E micuță, dar e drăguță, chat. E drăguță, dar aștept mai mult în asta. Dar asta e cabană mai de buget mai mare, asta e de buget mai mic, trebuie menționat aceasta. În orice caz, e foarte bine în concurență. Hai să dăm și noi o tură până la minigame-ul nostru, să vedem dacă a mai jucat cineva, deși nu cred că a mai jucat. Și stați așa un pic că se termină licitațiile. Azi sau mâine, nu știu, noi avem 6 blocuri aici. Și numai acolo am licitat să mă regenerez. 6 blocuri raton acolo. Și aici aș putea să licitez și aici încă vreo 6 blocuri, dar mie că nu scot atâta din astine, mă, și parcă n-aș băga atâta. Dacă iau o parcele de asta, sunt fericit. Sunt fericit că nu știu dacă iau atât de multe diamante din cât am băgat eu acolo, dar mă rog, ideea e că na, pui mei, am zis să licitez și eu să avem și noi acolo o treabă la licitați. La licitați. Bun, hai să vedem dacă s-a jucat cineva la minigame, deși nu știu, nu cred, dar hai să vedem tot. Da, ok, nu s-a mai jucat nimeni. Bine. Am înțeles, că trebuie să mai dau un mesaj pe Discord să le zic, băi, am mai jucat și voi la minigame-ul ăsta, să mai am și o content. Să mă arăt că nu mi se pare corect, gen. Putea să mai joace lumea lejer, dar n-au chef, mă, n-au chef acum, ori n-au chef, ori n-au bani, una din două, să mă urc. Legit una din două. Dar da, oameni buni, cam atât ar fi cu acest videoclip din seria noastră de breasla haiducilor. Eu unul sper din suflet că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, știți ce aveți de făcut: un mare, mare like, un share, un subscribe la acest canal, de ce nu, să ne strângem în număr cât mai foarte mare aici pe această comunitate noastră numită familia leilor, pentru că suntem toți niște lei aici în această comunitate minunată. Desigur, nu uitați să apăsați un like pentru acel căluț care se uită la cea viță de vie și nu știe cum să mănânce. Nu uitați să dați un like și pentru detaliile pe care le-a pus Dark aici. Nu uitați să dați un like și pentru că sunt prieteni copii. Mă rog, nu mai contează. Da, în principiu nu uitați să dați un like și un share și un subscribe și un follow pe Instagram dacă n-ați făcut-o deja. Eu am fost Dani și ne auzim la următorul videoclip. Bye, bye.